Mergem mai departe. Taxa pe boală a fost eliminată parțial după ce a spus că guvernul nu poate lua o decizie în privința acestei taxe, pe motiv că nu ar fi neconstituțional. Premierul Marcel Ciolacu a decis totuși eliminarea impozitului pe concediile medicale prin ordonanță de urgență, însă doar pentru o parte a pacienților. Astfel că vor mai fi oameni bolnavi grav care pot fi taxați pentru că nu pot merge la muncă. 30 de milioane de euro au fost încasați până acum de la pacienți, iar Asociația Bolnavilor Cronici îi atrage atenția premierului. Concediile medicale nu sunt o sursă de venit. Din păcate, noi vedem că trebuie să fim taxați dacă ne îmbolnăvim, nu o să fim sprijiniți pe contribuțiile care le plătim lunar, fiecare dintre noi ca și angajat. Mesajul ar fi că această taxă care a fost impusă de la 1 ianuarie și care a adus acești bani la buget pe spinarea populației și pe spinarea celor care au avut nevoie de concedii medicale, pe spinarea bolnavilor, să fie scoasă. Nu putem astăzi în România să suprataxăm o categorie, mai ales categoria bolnavilor. Executivul a oferit deja asigurări că gravidele, mamele cu copii bolnavi și bolnavii de cancer vor fi scutiți de taxele pe concediile medicale. Există însă și alte categorii de pacienți cu afecțiuni grave care nu beneficiază de această excepție. Nu cred că putem pune în balanță un pacient cu AVC cu un pacient cu cancer. Deja suntem dați cumva într-o parte, marea majoritate a bolnavilor cronici, vorbim de aproape 3 milioane de pacienți în România, care la ora actuală plătește la statul român concediile medicale pentru că sunt bolnavi. Pacienții bolnavi cronici se simt neglijați și critică vehement viitoarea lege în cazul în care va fi aprobată în forma în care este acum. Se pare că mai trebuie să plătim în plus și faptul că ne permitem să luăm concediu. Încă 10% din salariul care îl avem la locul de muncă. Nu este normal. Noi, ca și pacienți, încercăm să integrăm în societate, încercăm să fie contribuitori, să fie angajați, să-și plătească dările, tocmai ca să putem să intrăm în comunitate, nu să fim persoane cu dizabilități sau persoane cu ajutor social, dar se pare că autoritățile din România preferă să aibă persoane cu ajutor social decât să aibă persoane angajate în sistemul de muncă.